septembrie. Așa cum am spus și în primăvară, ceea ce ne-am propus, adică să deschidem oficial stagiunea cu această premieră de Traviata, iată că s-a realizat și suntem foarte fericiți să putem să o facem aici, din nou, o montare a doamnei Nadine Dufo. Noi ne face o mare plăcere să lucrăm cu dânsa, sperăm să fie sentimentul reciproc și să mai avem și pe viitor alături de noi. O să încep prezentându-i pe cei care sunt alături aici și după care vom discuta despre Traviata și despre proiectele pe care vrem să le facem și puțin până în decembrie. O să încep prezentându-o pe Adelina Chișu, pe care o vedeți aici în stânga mea și dacă cu siguranță o cunoașteți și vă întrebați ce caută Adelina aici lângă mine. Adelina este aici prezentă, îl reprezintă pe domnul Daniel Metz din partea Entity Data, care deși ne fac onoarea și bucuria să ne fie parteneri. Ne-au fost un ajutor real în stagiunea care a trecut și dovadă că Adelina este aici este faptul că dovedește faptul că ne vor fi alături și stagiunea care urmează. Soliștii principali din această producție Traviata sunt colega mea Diana Țugui, pe care o cunoașteți, că ea este solistă în casă și s-a aplaudat și a scris despre dânsa de multe ori. Cosmin Ifrim îl va interpreta pe Alfredo. Cosmin ne ajută sărit așa în ultimul moment pentru că trebuia să fie un alt tenor care din motive medicale a trebuit să se retragă și a venit Cosmin și suntem recunoscători și credem că va fi un spectacol foarte bun, de fapt două spectacole foarte bune. George Germont voi fi eu. Regizoarea este doamna Nadine Dufo, pe care ați mai cunoscut-o și anul trecut și ați discutat cu dânsa la realizarea spectacolului de Werther. Și dânsa este însoțită de domnul Filip Prosperan. Prosperan, is it correct? Yes. Dânsul este lighting designer. Yes. Yeah. Dânsul face lumini în această producție și suntem fericiți că mai avem și de învățat și cred că colaborarea noastră este foarte bună, exact așa cum ne dorim să credem că este și cu doamna Nadine Dufo. Conducerea muzicală este a dirijorului nostru permanent în casă, încă de anul trecut. Menționez asta pentru că l-ați mai scris la Filarmonică, pentru că a preluat Filarmonica și este dirijorul Filarmonicii din acest an, Gabriel Bebeșelea. Este angajat al operei de anul trecut, dinaintea Filarmonicii. Deci... ok. O să dau cuvântul